Prezentarea echipei Petrolul în vara lui 2018 a fost incendiară, atât pe teren cât și în tribune. La nivelul ierbii s-a jucat tare, cu intrări periculoase și chiar un cartonaș roșu, primit de fundașul Voicu, rapidistul fiind prea nervos și cu intrări dure pe parcursul jocului. Din această cauză, antrenorul Petrolului, Leo Grozavu, l-a luat de barbă pe rapidist la pauza jocului, reproșându-i intrările dure. Au avut cel puțin trei intrări care, din punctul meu de vedere, au fost mult peste limita regulamentului. Fiind un joc amical, am vrut să ne protejăm. Suntem cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Am pierdut un jucător. Era să mai pierdem unul cu probleme. Tot la pauză au început și incidentele între petroliști și rapidiști. Din cauza unui banner smuls din sectorul rapidiștilor și lăsat la peluza latină, au început luptele. Unii rapidiști au sărit peste gard și s-au luat la bătaie cu petroliștii. Jandarmii au intervenit oprind cu greu disputele. În acest timp, fanii oaspeți au smuls scaunele din sectorul lor, aruncându-le spre suporterii ploieșteni. Petrolul a învins la limită Rapidul, dar ambele echipe mai puteau marca. Atât Grozavu cât și liderul giuleștenilor Maftei au apreciat atmosfera și speră să se întâlnească și în jocurile cu miză. Atunci când sunt jocuri între galerii numeroase, galerii care au ceva de spus, normal să mai întâmplă și asemenea lucruri. Nu trebuie să facem un caz din asta, pentru că am văzut de foarte multe ori și în străinătate se întâmplă același lucru. Ne e dor de meciurile astea cu suporterii care, chiar dacă mai sar calul câteodată, ei sunt sarea și piperul. Ați văzut ce atmosferă creează în tribună și cei de la Petrolul și ai noștri. Astea sunt meciurile. Chiar da. Petrolul a intrat pe ultima sută de metri înaintea startului Ligii a doua, Casa Pariurilor. Mâine gruparea ploieșteană va avea ultimul test cu petrolistul Boldești, înaintea primului meci oficial cu Sportul Snagov, programat sâmbătă după amiază pe Ilie Oana.